Astăzi începem seria unor conferințe care să prezinte diferite elemente ale programului de programului electoral al Partidului Social Democrat, un prim pilon fiind cel care face referire la reindustrializarea României. Este un program care are ca și scop, în primul rând, stimularea investițiilor în zonele industriale, astfel încât să se producă mai mult în România, în încercarea de a reduce cât mai mult dependența pe care o avem față de materiile prime venite de pe diferite piețe externe. Este, dacă vreți, continuarea programelor care au fost inițiate până acum, în încercarea de a trece de la dezvoltarea bazată pe consum la o dezvoltare sănătoasă bazată pe investiții. Este o încercare de a reduce cât mai mult importurile și, dacă lucrurile merg bine, să creștem și exporturile. Este un proiect, un program pe care premierul Marcel Ciolacu l-a asumat ca fiind un program de țară, demonstrând astfel capacitatea domnului Ciolacu de a lucra în beneficiul tuturor românilor și a României. Acest program înseamnă, cum spuneam, o creștere a producției industriale, o creștere a produsului intern brut prin investiții, reducerea deficitului balanței comerciale, crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite, precum și decarbonizarea proceselor de producție și creșterea eficienței energetice. Reindustrializarea țării este una dintre prioritățile importante ale Partidului Social Democrat, apărând de altfel și în programul de guvernare prezentat anul trecut. În această direcție, un prim pas a fost făcut deja luna trecută, când Guvernul a promovat Planul Național pentru Marea Industrie. Acest program înseamnă, de fapt, un sprijin prin scheme de ajutor de stat și prin diferite subvenții în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, care să determine sau să sprijine mari investiții industriale. Acest program are trei direcții de acțiune. Prima direcție constă în alocarea 500 de milioane de euro ajutor de stat, care să susțină investițiile strategice în industria prelucrătoare, în același timp acordându-se facilități fiscale pentru investiții de peste 150 de milioane de euro. De asemenea, vor fi create locuri de muncă, în special în regiunile unde nivelul produsului intern brut pe locuitor este mai mic decât media națională. Cea de-a doua direcție de acțiune a acestui plan național prevede alocarea unui milion de euro sub forma unor scheme de ajutor de stat către marea industrie pentru decarbonizarea proceselor de producție și eficientizarea energetică sau eficiența energetică. Un număr estimat de 30 de companii din industria metalurgică și din industria chimică vor primi un sprijin de până la 100 de milioane de euro per beneficiar. Finanțarea se va realiza în special din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care revin României, iar investiția va trebui menținută cel puțin 5 ani de la finalizarea acesteia. Cea de-a treia direcție și ultima direcție a Planului Național pentru Marea Industrie este reprezentată de alocarea 250 de milioane de euro pentru investițiile în producția de materii prime industriale. Această componentă are în vedere, în special, investițiile care vor permite producția de materii prime industriale în România, materii prime atât de necesare dezvoltării infrastructurii. Am trecut cu câțiva ani în urmă printr-o criză a materialelor de construcții și probabil ne amintim cu toți ce efect a avut acest lucru asupra investițiilor în infrastructură, nu numai prin creșterea prețurilor acestora, dar prin penuria materialelor de producție și prin blocarea acestor investiții în infrastructură. De aceea considerăm că este foarte important să dezvoltăm această producție a materiilor prime, mai ales în domeniul construcțiilor în România, în așa fel încât să nu mai fim dependenți de ceea ce se întâmplă pe alte piețe. Fierul sau prețul fierului și penuria de fier în construcții ca urmare a războiului început în Ucraina de către Rusia este unul dintre motivele care ne face să credem că
E nevoie de fier românesc, e nevoie de metalurgie și siderurgie românească, în așa fel încât să putem să susținem investițiile pe care le avem în România și în special în infrastructură. De altfel, toate aceste elemente cuprinse în Planul Național pentru Marea Industrie sunt conforme cu propunerile din Planul Draghi privind creșterea competitivității industriale în economiile europene. Europa a început pe aici pe acolo să piardă din competitivitate în concurență cu piețele externe americane, piața chineză, și de aceea este nevoie ca și noi să ne adaptăm cât mai repede, în așa fel încât să putem face față acestei competiții foarte mari, asigurându-ne în primul rând, așa cum spuneam, materiile prime în toate domeniile din țară. Plecând de la acestea, România are șansa și poate să devină în următorii 10 ani unul dintre cele mai importante hub-uri tehnologice și industriale din Europa. Acest lucru se poate face dacă reușim să refuncționalizăm și să readucem la viață unele dintre marile uzine metalurgice, siderurgice sau de petrochimie, cu ajutor privat, dar și cu sprijin din partea statului și din partea sectorului public. Un element important asupra căruia vrem să ne aplicăm foarte mult în următoarea perioadă o reprezintă agricultura. Și pentru a putea susține agricultura, în primul și în primul rând, trebuie să susținem producția de îngrășăminte agricole. Ceea ce înseamnă că o mare parte din sprijin va trebui să meargă către industria chimică, în așa fel încât să scutim cele 3 miliarde de euro anual pe care le cheltuim aducând din import aceste îngrășăminte chimice și făcându-ne cumva dependenți de fluxul pe care acestea le dau către România. În paralel, trebuie să ne asigurăm și de faptul că, indiferent de crizele care vor veni, România va avea asigurată mâncarea de calitate și prețurile la care acestea vor fi disponibile pentru români vor fi prețuri accesibile. De aceea vom încerca să dezvoltăm cât mai mult fabricile de procesare românești, vom încerca să creștem subvențiile pentru fermieri, în așa fel încât, pe de o parte, să existe și piață de desfacere pentru fermieri, iar prețul la care acestea sau costul la care acestea sunt produse să fie unul care să permită pe mai departe prețuri accesibile pentru români. Programul pe care vi l-am prezentat este un program care are în vedere în special marea industrie. Dar avem în vedere și IMM-urile. Și în acest punct de vedere vom crește subvențiile care, și alocările care sunt făcute pe diferite programe pentru IMM-uri, încercând cumva, printr-un sistem de facilități fiscale, să oferim bonificații fiscale celor care reușesc să facă exporturi. Deficitul de balanță comercială este un lucru important pentru noi. Încercăm să-l reducem cât mai mult, ne preocupă foarte mult și de aceea, atât în ceea ce privește marea industrie, cât și în ceea ce privește IMM-urile, exportul va fi bonificat și va reprezenta un interes deosebit pentru noi. Dacă e să ne referim la Timișoara din această perspectivă, există o preocupare deosebită în ceea ce privește industria microelectronică și veți vedea, probabil, în următoarele zile, la modul concret, semnarea și discutarea unor parteneriate între public și privat, pentru că considerăm că este cea mai bună soluție pentru a dezvolta industria românească. Și cum spuneam, sper ca în următorii ani Timișoara să devină un important centru, atât în ceea ce înseamnă dezvoltare și cercetare, cât și producție pe microelectronică. Sunt discuții cu două firme din două companii mari din Timișoara, dar cum spuneam, probabil că în următoarele zile veți avea toate datele concrete cu privire la aceste discuții cu privire la susținerea industriei microelectronice. Unde sunt aceste discuții? Unde sunt? Ați spus că sunt discuții. Unde ar fi? Sunt discuții între aceste două companii și statul român pentru a
susține ceea ce înseamnă dezvoltarea industriei microelectronice în Timișoara. Cum spuneam, între capitalul privat și susținerea pe care statul o poate acorda în direcția dezvoltării diferitelor ramuri industriale. Da, haideți cu întrebările atunci. Până la urmă, tot ceea ce înseamnă piața economică înseamnă capital privat. Da? Suntem într-o economie de piață în care investițiile vin acolo unde sunt oferite condițiile cele mai bune. Ca să vă spun că peste un an, 2-3 va veni un tip de industrie sau nu în Timișoara sau în județul Timiș, e greu de spus. Ceea ce pot eu, în schimb, să vă spun că în baza acestui program pe care tocmai vi l-am prezentat, vor fi susținute acele investiții care îndeplinesc condițiile de care vă spuneam anterior. Aici intervine și factorul local, în ceea ce înseamnă oferirea de sprijin. Sunt sigur că de la nivel județean va veni tot sprijinul pentru orice investiție de anvergură pentru județul Timiș. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că nu vor fi probleme. Dar cine va fi capitalul privat care va dori să investească în Timișoara și în Timiș, mi-e greu să vă spun. Vă spuneam că pe microelectronică deja există aceste discuții și de aceea mi-am permis să le și, să și spun, urmând, cum spuneam, ca elemente concrete să apară probabil în următoarele zile. Nu este capitalul românesc. Ce va face guvernarea PSD în acest program de reindustrializare în cazul acelor industrii care Uniunea Europeană le descurajează? Mă refer la siderurgie, dar mai sunt și alte componente. Ele nu sunt descurajate și asta vă spuneam, că toate aceste măsuri pe care noi le-am propus și pe care le propunem pentru viitor sunt în concordanță cu tot ceea ce înseamnă raportul pe care Draghi l-a făcut către Uniunea Europeană. Și în respectivul raport sunt prezentate plusurile și minusurile legate de ceea ce înseamnă economia europeană la ora aceasta. Ce ar trebui făcut, ce s-a greșit, ce ar trebui refăcut în așa fel încât, așa cum vă spuneam, să reușim să păstrăm competitivitatea industriilor europene în concurență cu Statele Unite și cu China. Deci toate aceste măsuri pe care le propunem și pe metalurgie, și pe siderurgie, și pe petrochimie sunt în concordanță cu tot ce apare în acest raport, Draghi. Acest raport a adus multe modificări în ceea ce înseamnă discuțiile care se poartă la nivel de Uniune Europeană. Ați văzut că au început să se discute și legate de probleme legate de protecția mediului, până unde ar trebui mers, cât ar trebui mers, ce industrie ar trebui încurajate în așa fel încât să se susțină alte industrii care până acum au fost cumva marginalizate, dacă aș putea să spun așa. Ce am prezentat eu astăzi ca și măsuri sunt cele legate în principal de marea industrie. Ceea ce înseamnă pe IMM-uri, toate programele care au fost dezvoltate până acum vor continua, urmând chiar în unele locuri să existe o suplimentare a fondurilor alocate deja. Deci tot ceea ce a însemnat până acum susținerea IMM-urilor prin diferite scheme de ajutor și diferite programe sunt în continuare pe rol. În plus, față de acestea, vom încerca să bonificăm pe cei care realizează export. Eu sunt membru la acest moment în 3 comisii. În Comisia de Mediu, unde sunt vicepreședinte, în Comisia de Buget Finanțe și în Comisia de Știință și Inovare, Știință, Tehnologie și Inovare. Pe fiecare dintre aceste direcții există diferite inițiative pe care le-am făcut împreună cu colegii mei în acest mandat și pe care aș dori să le duc pe mai departe. Dacă fac referire la partea legată de mediu, modul în care se gestionează deșeurile a fost una dintre preocupările mele. De asemenea, ne-am preocupat de ceea ce a însemnat sau de ceea ce înseamnă ariile protejate și modul în care reușim să le protejăm și să le gestionăm. Pentru că până în acest moment lucrurile nu prea au funcționat așa cum trebuie sau potențialul acestora nu a fost folosit așa cum trebuie. Dacă facem referire la ceea ce înseamnă Comisia de Știință și Inovare, acolo am contribuit împreună cu colegii mei la legile învățământului pentru care au fost cele mai importante în acest domeniu, dar împreună cu doi dintre colegii mei încercăm pe viitor să sprijinim cercetarea românească. Am început deja discuții cu institutele de cercetare din țară, să vedem cum funcționează, care sunt problemele pe care le întâmpină și cum am putea să facem un transfer dinspre ceea ce înseamnă cercetare către ceea ce înseamnă producție, adică să folosim real ceea ce s-a cercetat și rezultatele cercetării. Și am văzut
cu surprindere că există foarte multe lucruri bune care, din păcate, nu le revedem încă în practică și nu le revedem încă într-o plus valoare economică. Iar dacă vorbim de Comisia de Buget Finanțe, unde sunt în calitate de, nu știu dacă aș putea să spun profesionist, dar meseria mea asta este, aș dori ca pe viitor să încercăm să așezăm sistemul fiscal, să aibă o anumită predictibilitate și să fie ușor de înțeles de către toți contribuabilii. Probabil că în următoarea perioadă, plecând și de la ceea ce scrie în PNRR și de la ceea ce cere mediul de afaceri, aș dori să contribui la o reașezare a tot ceea ce înseamnă sistemul fiscal în România.